Nu doar scările de bloc sunt dezinfectate în această perioadă la Slatina. Primăria desfășoară astfel de acțiuni ample de igienizare a tuturor străzilor și trotuarelor, care au rolul de a proteja slătinenii de virusul chinezesc. Aseară, echipele au acționat în mai multe cartiere ale orașului. Străzile Păcii, Victoriei, Trandafirilor, Textilistului, Tipografului, Alea Muncii, Alea Unirii, Alea Lalelelor. Una dintre echipe va igieniza această zonă a orașului începând cu strada Păcii. 4 autostropitoare curăță în acest moment cu jet de apă, cu detergent și cu dezinfectant, atât partea carosabilă cât și trotoarele și parcările dintre blocuri. În același timp, mai multe autocisterne dotate cu echipamente cu presiune înaltă au spălat cu soluție pe bază de clor și spumă activă toate străzile din cartierele Cornișei și Crișan. Astfel, seara trecută, angajații au acționat pe următoarele artere. Străzile Cornișei, Crișan, Eugen Ionescu, Toamnei, Profesor Alexe Marin, Câmpului, Marin S. Andreian, Alea Înfrățirii, Alea Mărului. Primăria Slatina va desfășura astfel de acțiuni pe întreaga durată a stării de urgență și va igieniza și dezinfecta fiecare zonă a orașului. În acest fel, municipalitatea își dorește să limiteze riscul de îmbolnăvire în rândul populației orașului.